Salut tuturor, eu sunt Andrei și mi-a regăsit la un nou clip de această dată să facem un nou gameplay de Fortnite, așa că vreau ca toți acum să dați pe butonul de like, pentru că la ultimul clip am făcut cam vreo 14.000 de abonați noi, so, sunt curios să văd câte like-uri de strângi la acest clip, așa că dați cu toți acum pe butonul de like să strângi cât de multe like-uri la acest clip și haideți să dăm drumul la treabă. Este al doilea meci, pentru că în primul meci am murit instant pentru că nu aveam armă. Logic, pentru că de la ultima update, nu știu frate, dar parcă nu mai găsit nicio armă. Uite, acum mi-a dat un SP, dă și mie ce rog eu, ceva bun. Au scos și pump-ul, frate, au făcut o grămadă de chestii, nu m-am mai jucat Fortnite de vreo 2 zile, vreau să vă zic, deci n-au comentarii că deci trag la sol. Deci, unde naiba e lumea? Parcă am auzit pe cineva. Ok, apare, nu cred că am auzit pe nimeni. Nu, nu e nimeni pe aici. Da, nici o armă nu e. Wow, avem și noi un shotgun. Yay! Da, și-a scos pump-ul. Multe lume m-a întrebat, dar deci purei că s-au scos pump-ul. Dai seama cu părere proastă. Și nu știu de ce au făcut treaba asta. Gen, comunitatea cere double pump și ei ca soluție scot pump-ul. Creier, ce să mai... Da, mă rog. Dacă asta au vrut ei, probabil vor să crească, să facă un hype așa și după aceea să-l bage din nou. Adică... Când o să-l bage din nou să fie iar un hype, că mamă, uite, au băgat pump-ul, hai să ne jucăm sau habar n-am. Nu înțeleg. Deci ar face asta, mă rog. Ideea e că nu am mai jucat Fortnite de 2 zile pentru că am avut treabă la camera de streaming, guys. Am făcut mari progrese și mulțumesc pe această cale și lui Setboy pentru că el e cel care m-a ajutat foarte mult și a donat 6 de euro pentru camera asta de streaming și o să vă zic că o să iasă super tare. Ideea e că mobila care este în camera aia deja era comandată dinainte să-mi doneze Setboy. Adică goal-ul lui era în special că pentru... În orice caz să-mi iau banii înapoi și să-i cheltui pe o cameră sau pe un PC acolo. Dar mă rog, o să vedem noi exact ori o cameră, ori un PC, o să vedem mai exact cum o să fie. Ideea e că în momentul de față stadiul în cameră este de cam 60% terminată, cred. Zic eu, vreo 60% cam așa. Da, e un număr destul de mic. Dacă v-ați fi uitat pe Insta Story, ați fi văzut că ai putea să stai acolo și da, poți să stai fără nicio problemă, dar eu vreau să mai schimb o grămadă de chestii acolo și de-aia zic doar 60% pentru că are canapea, ai unde să stai, ai recalculator, ai birou, ai tot ce trebuie, biroul este de 2 metri, frate, și tema camerei este alb-negru, pentru că e așa mai tineresc, nu știu, mie îmi place și fac că în locația asta nu prea am găsit multe, mă rog, hai să plecăm de aici, hai să mergem în Neo Tilted, să mergem mai întâi la asta? Ca să... Da, hai să mergem mai întâi la aia. Ca să vedem dacă e ceva pe platforma aia și în același timp ne și aruncă în sus ca să... Ca să ne arunce și jos. Ideea e următoarea. Am primit, asta cum îi spune, mesaje legat de birou. Pentru că multă lume a vrut să-mi ia un birou exact al meu. Biroul este la comandă, de-aia are și 2 metri. Că nu cred că ar fi cumpărat cineva un birou de 2 metri neapărat. Pentru că 2 metri nu prea cred că... Ar avea cineva sau 80 de centimetri lățime, adică e imens și rafturile, adică dulapurile astea de aici pe care le avem în părți, nu sunt cu mânere. Cum le deschizi, Andrei, dacă n-au mânere? Păi sunt cu tehnologia asta de push, adică le apeși și se deschid. După aceea când iei să le închizi, le apeși și le... se închid. E destul de mișto, adică și în același timp aș și atenuează gălăgia când faci așa, când vrei să deschizi. Adică gen, deschizi și după aceea se aude că l-ai închis. Gălăgia asta nu se aude. Pentru gălăgia asta. Sunetul ăsta nu se mai aude. Și e destul de mișto, că e ceva care n-am mai avut. Și am zis, bă, de ce nu? Pentru că oricum ar fi costat mai mult. Pentru că oricum a costat destul vopseaua, pentru că vopseaua, culoarea, pentru că era tot negru. Deci, efectiv, tot blatul este negru și tot împrejur este negru, numai rafturile și lapurile astea sunt alb-lucios. Și alb-lucios e destul de scump, vă zic de pe acum. Dar oricum, aici și destul de mișto și cei care mă urmăresc pe Instagram, dați un follow pe Instagram și o să mai arăt acolo ce progrese mai facem și o să mai arăt și pe YouTube, de ce nu. Curând o să facem și un live de acolo, o să iasă pe șmecher. Ia, ce chestie? Ce-s astea? E ceva de genul pachetul complet, ai un chest și ai și o bilă. Are. Hai cu bila. Dă-i cu bila. Respect. Am înțeles.
Da, fraților, și vreau să mulțumesc tuturor de suportul acordat în ultima perioadă. Am făcut 14.000 de abonați în ultima lună, gai. Bă, 14.000 de abonați în ultima lună. Wow, deci e un progres imens și nu mă așteptam chiar atât de multe lume. Mai ales când mi-a donat set, băi, nu mă așteptam să o facă cum a zis în clipul lui, că a zis ceva de genul abonați-vă, nu-mi pasă de canalul meu neapărat, sau etc. Duceți-vă neapărat la Andrei și dați subscribe. Și era în gen, bă, zici că l-aș fi plătit eu, știi? Și nu, nu am, în caz că careva are dubii sau ceva, nu l-am plătit cu nimic, el m-a plătit într-un fel, adică el mi-a, tot el mi-a dat bani și tot el mi-a făcut mă pare. Da, e weird, rău. Și m-am simțit prost și încă mă mai simt așa dator lui, da, n-am ce să fac, am zis că aș putea aș da cu ceva sau etc. Și n-am, vedeți cu ce să-l ajut eu. I-am dat un moderator acolo, i-am făcut o promovare pe live-ul respectiv și am putut și eu, dar zic și acum, abonați-vă la set, băi, dacă n-ați făcut-o până acum. Și na. Bă, da, zona e în partea aia. Haide, frate, că ne merge cu metrou. Mie-mi place metrou ăsta, sincer, e mișto, e mișto. Bă, dar n-am dat și eu de nimeni, frate, am 0 kg, ești nebun. Adevărat, n-am mai așa de 2 zile. Parcă văd că așa când vreau niște player, vine tu în neam. Parcă văd că așa se întâmplă. Lootul, să zicem că e decent. Adică, măcar am un shotgun. Și atât, am nevoie de un shotgun și de ceva să trag mai des, adică un nempal. E bun. Hai, merge, opa. Ok, i-am ratat primul shot, nasol. Dar trage destul de greu tacticalul ăsta. Să iau tactical sau... Nu, hai că iau tacticalul, că nu știu să trag cu chestia aia. Deci urăs shotgun-ul ăla și nu știu să trag cu el. Anyway, uite că vorbeam de un player, am dat de un player până la urmă. Ia, stai puțin mai întâi, hai să luăm de fapt. Și îl ținem de rezervă. Oricum n-am ce să fac un slot. Așa. Îl ținem de rezervă acolo. Mamă, dar n-am resurse, ia stai puțin, îți face și noi ceva resurse. Ok. Și pickaxe-urile astea mi se par destul de mișto, adică... Deci mie cred că au... Băi, știi ce aș vrea să bage ăștia în Fortnite? Emoturi, nu, să bage gen voci. Gen, cum ar fi să bage voci? Nu știu, eu zic că o idee destul de bună, voi cum ai zice, să bage voci, să bage replici, gen. Cum ar fi să bage gen, haha, noob, sau ceva de genul, orice, să bage acolo niște replici, good game, orice, orice replică acolo, că momentan caracterele noastre din Fortnite sunt cam mute. Opa, opa, stai acolo că nu-mi parte aia. Uite, mă, greșit. Băi, ești nebun. Mă duceam în spate, mă duceam în zonă. Ok, care mai e, mă, pe aici? Mai să ne salutăm cu un băiat nebun pe aici. Poate faci și noi primul mic, că vreau să iau și umbrela aia. Cred că am vreo... Nu știu câte meci ne-am în zona asta. Nu! Bă, ești nebun? Nu o pot duce în sensul ăla dacă vreau, adevărat? Ok, nu o să mai zic nimic. Opa, stai! Să mergem la drop-ul ăla? Nu știu, frate, vreau niște player, ia să mă duc eu după ăla. Am nevoie și noi de un SMG. Tommy Gun ceva să-mi pune și noi acolo, cam. Ia, ia. Pot să-l prind? Oh! Oh, nu pot! Gata, l-am prins. Salut, frate! Ce naiba! Salut, salut! Oare dacă ies din tubul ăsta? Aha! Ai schimbat sensul? Nu înțeleg unde se duce ăsta. Bă, vreau și astăzi să-mi salutăm, nenea. Bă! Nu, nu voiam să mă cobor la el pentru că după aceea se ducea și nu mai prindeam. Dar nu se ducea coborât. Mă rog, ăsta o să stea, nu spune că ăsta o să stea doar prin tunelul ăsta. Încerc să mă uit după altcineva, dar nu văd pe altcineva. A, nu mai prind. Băi! Băi, ești nebun? A, gata. Nu!
Băi, ce fac eu în match-ul ăsta, ești nebun la cap. Opa, hai că te-am prins. Doamne. Băiatul moțatul, ne coborâm și noi din metrou? Ne batem? Nu, nu, nu. Ne coborâm și noi din metrou să ne batem? Adevărat. Că eu las... Eu las Bila, dar hai să ne batem. Vreau să te cobor și tu, că... Salut, salut, salut. Bă, deci să mor ăsta, ați voi vedeți ce face, gen. Doar se plimbă prin chestia asta, deci am făcut... Ok, o să mă țin de el, așa. Nu, nu, nu. O să mă țin de el așa și mă uit în jur să vedem dacă găsim niște player. Poate... Că n-am ce să fac altceva, că... Băi, vedeți și la player? Că eu nu prea. Băi, băi, băi! Hopa, hopa, stai, ai făcut, mă. Ok, și va lasă-l așa. Mă duc la drop, mă bat cu altcineva, că ăla era... Transpira rău, nu știu. Cum vă să te plimbi doar în zona asta? În chestia asta. Așa, hai. Bă, dă-și noi niște player aici. Cam un kill, pana mea. What? Nu știu ce a fost. Uai, ce a fost asta? De ce nu mai sare caracterul? Ok. S-a tocmai și la snipe. Să de unde n-aiba a venit, frate, de mi-a dat urât. Cum e și cât de greu mă mișc eu. Doamne, eu trăgeam cu SP în el. Eu țineam apăsat pe SP ca să tragă, dar n-am SMG. Și-a dat heal, ne-a mâncat-o. Mârlanu și-a dat heal. No! Și-a dat heal, Mulan. Băi, și-a dat heal. Dă-mă ăsta. Mamă, câte gloanțe am de SMG. Nu știu dacă se iau shotgun-ul ăsta nou. Nu știu dacă se iau shotgun-ul ăsta nou. Mamă, și-am decât 2 kill-uri. Dacă l-am omorat și eu pe ăsta de aici primul. Hai de cap, mă. Ia stai. Ce avem aici? Avem un campfire. Respect. Respect pentru campfire-ul ăsta. Așa. Dăm și noi puțin aici. Am mai suntem în zona aici. Băleu. O să vedea că să mă duc să iau miniurile. N-am la miniurile. Bă, nu știu cu ce să joc. Să joc cu porcăria asta de shotgun sau să joc cu tactical. Ăsta dă 80, ăsta dă 79. Nea, hai că trag cu ăsta. O să trag cu ăsta. Amin. Nu știu, frate, cu ce să joci pe mine. Nu mai știu cu ce trebuie să joci. Mamă, câte resurse am. Mai erau miniuri aici? Nu cred că mai erau. Nu mai erau miniuri. Opa. What? A, și-a dat drift. Și-au dat drift. Scuzați-mă. Ia stai, mă. Opa.
Bine, frate, ne dăm heal. Poate mi-a pus trapă, că aici am vedeam rage dacă îmi punea trapă. Și guys, nu uitați să folosiți și voi codul cel mai forță dacă vreți să faceți win Andrei Rou pe item shop. Mi-am amintit și acum să vă zic, pentru că am primit niște filmări pe Instagram când ați cumpărat cu Battle Pass-ul și voiam să vă zic în acest clip. What? What the heck? Aha, unul acolo. Salut, frate, te respect. L-ați văzut pe Mărlanul ăla, îl vedeți acolo. Ne să ne dă și noi un reload aici. Mamă, dacă te launch pe duream. Văleleu. Ok, launch pe dure o grămadă. Opa. Deci unul acolo, unul acolo. Am înțeles care e situația. Aha, da, da, da. Am, nici n-am 3000 de materiale, hai că construiesc, fac turnul din pis aici, adevărat. Ăla e acolo sus. Salt, salt. Da, ăștia o să se joace la zonă. Pare să sunt genul care se joace la zonă. Am la round și pe dori, e bine, măcar să am la round și pe dori acolo. Stă-o mă la cu snap. Bă, da, cât te urci, mă? Mărlane. Ia-te-l, mă. Ho, nenea, unde te urci? O, băr, că... Nu cred că nici unul în partea asta. Ia stai, mă. Facem așa. Schemați. Stai. Unde așa? Schemă cu Andrei Ro. Și acum ne uităm la ei, să vedem ce vor să facă. Că dacă mă duc pe ăsta, sigur mai jumate pe ăsta, că nu pare așa. O să vină ăsta. Și după ce e rezolvat Andrei Ro, că n-ai rezolvat nimic. Fotbalist, e transpirat. Da, nebunule, da. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ok, o să ne dăm un launchpad de ăsta frumos. Că de-aia avem launchpad-uri. Să le folosim, zic și eu. Să ne batem pe ăsta? Hai că l-am bătut. No, 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 no. Holy shit. N-am, mă, cum joacă ăștia, ești nebun. Am vezi că e primul meci, dar mai scris ăsta. A, nu, e al doilea meci, de fapt. Bă, pe bune, mă! Hai, mă, că voiam să... Și voiam să te dau eu jos! Bă!
primul win din noul sezon. Bă, n-a fost cine știe ce, dar nu uitați să dați și voi acolo pe butonul de like, pentru că dacă o să facem multe like-uri la acest clip, o să postez mai des clipuri de Fortnite aici și facem meciuri mai forță. Meciul ăsta a fost meh, doar 4 kill-uri, meh, meh, rău, rău. Dar măcar a fost primul win, ia să vă arăt, vedem aici noua umbrelă. Cum arată o umbrelă, că vreau și o să văd, băi, bine, eu știu cum arată, dar vreau să văd și așa, un joc. Ei, ia uite, holografic. Neo Tilted's Finest. Dacă aici cam atât a fost cu acest clip, sper că v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, follow pe Instagram, să folosiți codul AndreiRou pe item shop și până la viitoare, v-am salutat, bye bye!